Meciul a fost foarte interesant, cu emoții multe, cu goluri multe. Băieții s-au dăruit. Respect și pentru echipa adversă. Bravi băieți, puternici. Ne-am așteptat la un rezultat pozitiv, dar avem ce avem. De pe margine, spectatorii spuneau că unde joacă Tehmet, totdeauna este miză și tensiune. Este un meci interesant din start. Eu, cum și-am spus, dacă la ultimul meu interviu din sezonul trecut, că noi o să venim cu mai mult forță și o să facem spectacol pe teren. Așa și este. Tehmetul este o echipă care vrea să ceva să facă. Ați reușit spectaculos să întoarceți rezultatul de la 2 la 0 la 2 la 2 și aruncând meciul în aer, practic. Da, după cât ați văzut Nistru ce jucători au și băieții practic au jucat weekend de weekend. Eu vorbesc de futzaliștii de la Nistru. Și beach soccer, și futsal, și selecționată. Noi cu băieții noștri am arătat că se poate de jucat și cu ei. Nu sunt ceva extraterestri sau ceva staruri mari. Obiectivul pentru meciul următor? Să în sfârșit să acumulăm 3 puncte. Am jucat cu cei mai puternici până acum și să luăm 3 puncte în sfârșit odată, să mergem cu un pas drept înainte. Dar eu sper ca să vii, rezultatul vine.